Final Fantasy de Enescu e o lucrare extraordinar de interesantă pentru că a fost neglijată foarte mult timp. Ea a avut premiera pe 19 februarie 1899 la Paris și a fost o piesă comandată de dirijorul Poemei Române, care după succesul acestei lucrări i-a spus lui Enescu că dorește o piesă atmosferică, foarte diafană, foarte transparentă pentru stagiunea următoare a orchestrei sale. Dar, din păcate, s-a născut într-o zodie nefericită, pentru că, în același timp, o altă orchestră, orchestra concurentă, orchestra Lamoureux, tot din Paris, la aceeași oră, în aceeași zi, la câteva străzi distanță, a cântat o altă piesă care deja devenise destul de populară, chiar dacă a fost să se premieră cu puțin timp înainte, Paul Dukas, Ucenicul Vrăjitor. Acesta este motivul pentru care partea a doua a concertului, în care este vorba despre magie, mister și culoare, debutează cu această baladă de Goethe transpusă pe muzică de Dukas. Centrul scenei va fi luat în primire de marele pianist Bruce Liu, un tânăr extraordinar, câștigător al premiului Chopin, și va interpreta concertul numărul 1 de Frédéric Chopin. Well, the Chopin Concerto obviously is a very special piece for me. Of course, after the Chopin competition, it becomes sort of iconic. But I think what is very interesting is that how poetic it is. And, you know, for us pianists, Chopin is so important because, of course, he wrote only for piano. And it's always very interesting to play this piece with orchestra because we see immediately how reactive they are and how, because it's all about chamber music, basically. It's very balanced to the piano side. The orchestra doesn't have too much to do, but you know, if they want to make music, we can immediately feel it. So for me, it's really a piece that you can see the personality of the orchestra, and also this operatic side of the piece is very interesting. A servit drept model pentru mai mulți compozitori care se uitau în direcția teozofiei, a misterului și așa mai departe, n-am putut să le evităm pe Scriabin. Așa că piesa finală și de rezistență dintre lucrările orchestrale este poemul extazului de
Alexandru Scriabin, una dintre cele mai dificile, dar deopotrivă pline de satisfacții sonore lucrări scrise vreodată.